Confound it! The batteries are dead! The battery's dead. It's gone. I gotta charge it up again. How can I explain this to you differently? The battery is dead. It ceased to live. It's deceased now. Bateria de telefon mobil care te ține 50 de ani, fără să o încarci. Este o baterie nucleară pe care chinezii vor să o aducă pe piață anul viitor, în 2025. Gata, ci s-a luat o grijă, încărcarea telefonului. Sau nu? Poate că ați auzit știrea asta. Eu, sincer, am fost sceptic la început. Hai bă, nene, ce altă exagerare mai aduce mass media? Dar apoi am citit că un gram de plutoniu-238, care are un timp de înjumătățire de 87 de ani, produce o jumătate de watt de energie termică, atunci când se dezintegrează în mod natural. Cum telefonul mobil are nevoie de câțiva wați, avem nevoie de doar câteva grame de plutoniu și gata bateria de telefon, ce va ține în acest caz cam 80 de ani. Dar de la plutoniu până la telefonul tău mobil e o cale lungă. Hai să vedem împreună dacă această nouă baterie nucleară chinezească poate face asta pentru noi. Hai să vedem cum funcționează, care sunt avantajele, care dezavantajele și dacă e sigură. Așadar, puneți-vă centura în timp ce ne scufundăm adânc în lumea energiei nucleare și aplicațiilor sale în viața de zi cu zi. Ce este o baterie nucleară? Spre deosebire de bateriile standard, care folosesc reacții chimice, bateriile nucleare se bazează pe un proces nuclear pentru a genera energie. Energia se obține astfel din dezintegrarea radioactivă. Acesta este procesul prin care un nucleu atomic instabil pierde energie prin emiterea de radiații. Această tehnologie nu este nouă. Ea exista încă din anii 50 și a fost utilizată în diverse aplicații, de la stimulatoare cardiace la sonde spațiale. Imaginați-vă un atom instabil, gata să se spargă și să elibereze energie. Acești atomi radioactivi se află în miezul bateriilor nucleare. Atunci când atomii se dezintegrează, ei eliberează produse ale reacției, sub formă de radiații. Aceste produse pot fi radiații alfa, nuclee de heliu, radiații beta, electroni de mare energie, sau radiații gamma, unde electromagnetice ale căror lungimi de undă sunt de dimensiunea nucleului. Fiecare tip de radiație are propriile caracteristici și provocări atunci când vine vorba de valorificarea energiei. De exemplu, dezintegrarea beta este adesea utilizată în bateriile nucleare datorită capacității sale de a penetra materialele și a naturii sale mai puțin periculoasă atunci când vine vorba de distrugerea ADN-ului. Masa electronului este de mii de ori mai mică decât a nucleelor. Cum este captată energia nucleară și transformată în energie electrică? Primele versiuni ale bateriilor nucleare foloseau efecte termoelectrice pentru conversie. Se mai numește și efectul Seebeck. Practic, radiația emisă încălzește un material într-o parte a sa. Apoi, prin efectul termoelectric, diferența de temperatură între zona caldă a materialului, încălzită de radiație, și cea rece, cea neîncălzită, generează curent electric. Această metodă face însă ca bateriile să fie mari și destul de ineficiente, suficient de bune pentru misiunile spațiale, mai puțin bune pentru gadgeturile din buzunarele noastre. Azi însă, proiectele de ultimă generație utilizează materiale semiconductoare pentru a converti direct radiațiile în energie electrică. Aici, semiconductorii joacă un rol crucial. Sunt materiale care au conductivitate între conductori și izolatori. Atunci când particule radioactive lovesc acești semiconductori cu energia lor, ele creează sarcini electrice mobile, care devin apoi curent electric generat de semiconductor. Mai trebuie doar niște electrozi să capteze acest curent electric. Cum este făcută bateria chinezească? Bateria nucleară chinezească folosește ca material radioactiv izotopul de nichel-63. Acesta are un timp de înjumătățire de aproape 100 de ani. De aici ne ies acei 50 de ani, timp când ar funcționa bateria fără să fie încărcată. La dezintegrare, nichel-63 emite electron de mare viteză, adică radiații beta. De aici numele bateriei, beta volt. Rolul semiconductorului este jucat de diamant. Acesta este interpus ca straturi succesive între electrozii ce colectează electronii mobili eliberați și generează astfel curent electric. În mod specific, diamantul este folosit pentru a crea o matrice, în care particulele beta, electron sau pozitron cu energie mare și viteză ridicată, sunt eliberate de izotopul nichel-63. Când aceste particule beta interacționează cu matricea de diamant, se generează curent electric. Tehnica a fost încercată și de alte companii, cu un succes relativ. Proprietățile diamantului ca semiconductor sunt fundamentale în acest proces de conversie a energiei.
pot folosi în telefoanele mobile această baterie? Putem folosi aceste baterii nucleare noi, tocmai anunțate de chinezi, în telefoanele noastre? Ei bine, nu este la fel de simplu ca și cum ai schimba bateria litiu-ion din smartphone-ul tău cu o baterie nucleară, chiar dacă bateria chinezească este mică, de dimensiunea unei monede. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa IP. Surfshark îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Se pot astfel căuta bilete de avion și camere de hoteluri la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Iar în plus, cu serviciul Surfshark One, poți să ascunzi istoricul căutărilor tale și poți evita astfel ad-urile personalizate. Știai că prețurile pentru YouTube Premium pot fi mai mici în alte țări precum India sau Argentina? Obține ofertă exclusivă această lună și până la 3 luni gratuite cu codul meu promoțional PRESURĂ. În prezent, bateriile nucleare produc energie în gama de la nanovați la microvați. Compania chinezească, de exemplu, spune că bateria lor produce 100 de microvați. De aici și numele acesteia, BV100, adică de câteva zeci de mii de ori mai puțin decât ai tu nevoie la telefon. Wow, asta este o știre devastatoare. Mai zic o dată, de zeci de mii de ori mai puțin decât ai tu nevoie la telefon. Cu asta aș putea să închei videoul, dar... Concluzii. Chiar dacă bateria chinezească se dovedește a fi o bombă mediatică, pentru că nu poate fi folosită la telefonul mobil, mie realizarea mi se pare mare. Astfel, vorbim de un material radioactiv nichel 63, care se poate obține ca deșeu radioactiv, adică reutilizăm din altă parte. E drept, cantitățile ce se produc azi sunt mici, dar ideea de a refolosi deșeuri nucleare mi se pare că are potențial. Puterea electrică a bateriei, chiar dacă e mică, de 100 de microvați, e foarte mare pentru dimensiunea bateriei, care e mare cât o monedă. În plus, această baterie nucleară se poate construi în așa fel încât să fie sigură chiar și când o purtăm cu noi în telefonul nostru mobil. Cred că adevăratul potențial al acestor tipuri de baterii nucleare constă în longevitatea și fiabilitatea lor. Ele pot dura zeci de ani, fără o degradare semnificativă a performanțelor. Asta le face ideale pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor în cazul în care întreținerea regulată sau înlocuirea bateriilor este dificilă sau imposibilă. Gândiți-vă numai la o dronă care zboară acum 15 minute și, pe viitor, ar putea zbura continuu ca în filmul Interstellar. Azi însă, ne putem gândi la senzorii de mare adâncime, la stațiile de monitorizare la distanță sau chiar la implanturi medicale. Deși aici îmi imaginez că multă lume poate fi speriată de caracterul radioactiv al bateriei, chiar dacă s-ar putea arăta că impactul este minim. Vorbind despre asta, producătorul Betavol spune că bateria sa de energie atomică este absolut sigură, nu are radiații externe și este potrivită pentru utilizarea în dispozitive medicale, precum stimulatoarele cardiace, inimile artificiale și cohleele din corpul uman. Acesta adaugă, bateriile cu energie atomică sunt prietenoase cu mediul. După perioada de degradare, izotopul nichel 63 ca sursă radioactivă se transformă într-un izotop stabil de cupru, care este neradioactiv și nu reprezintă nicio amenințare sau poluare pentru mediu. Uite, am o provocare pentru voi. Imaginați-vă un dispozitiv sau o situație în care o baterie nucleară ar fi sursa de energie perfectă. Împărtășiți-vă ideile în comentariile de mai jos. Haideți să vedem cât de creativ putem deveni cu această tehnologie. Și în timp ce faceți acest exercițiu, gândiți-vă la implicațiile de a avea o sursă de energie aproape veșnică. Nu este vorba doar de comoditate. Este vorba de potențialul de a revoluționa industriile și chiar de a salva vieți. Vă mulțumesc că ați urmărit video până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere pentru ofertă exclusivă în această lună și până la 3 luni gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere! Până să mergeți să vă reîncărcați telefonul mobil la priză, le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Firmele sunt binevenite cu reclama lor pe acest canal. Cu ajutorul lor și al vostru, sper să creștem calitatea și cantitatea materialelor de pe acest canal și să depășim limita 200.000 de abonați în curând.
Vă rog să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!